va duce la... Haide să nu fim pesimiști, dar totuși spre faliment, cum scrie aici pe pancartă. Dacă oamenii din Azomureș ar avea și ei tehnologie de vârf, sunt convins că și fără externalizare ar putea să crească serviciile de mentenanță. Dacă avem o felie de pâine și o împărțim în cât mai multe felii, felia noastră se va subția mereu. Consider că această externalizare, dacă se făcea treptat, după modernizarea instalațiilor, nu avea același efect. Vreau să vă spun că în ultimele 3 săptămâni n-am stat de pomană. Am înregistrat adrese, începând cu cabinetul primului ministru, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Dialogul Social, Mediului. Ne-am întâlnit cu Ministrul Economiei, domnul Varujan Vosganian, am tras toate semnalele de alarmă. Chiar și domnului am spus, ministru al economiei, dacă se duc toate la vale, ministru a ce? A care economie? Și să nu pățim ca și colegii noștri de la Ultim, am zis că este de datoria noastră să începem înainte de a se întâmpla acest lucru, ce s-a întâmplat la ei. Azomureș este o societate care a fost concepută să funcționeze așa ca un întreg. Și cred că asta este motivul pentru care multă, sau aproape toată lumea este nemulțumită de această decizie de fărâmițeală. Nu poate, nu vedem cum, nu mi s-a putut explica nici de către conducere, cum se poate să fie mai ieftin cu firma altuia decât cu firma noastră. Așa că ne manifestăm dezacordul cu această, sau chiar protestăm, să spunem pe zeau, împotriva acestei decizii. Dacă nu o să primim niciun semnal de la autoritățile statului, va trebui să continuăm acțiunile. Nu știu, probabil că împreună vom hotărâi. Sediul Aderopa, altele, o să vedem ce facem mai departe, sfătuiți și de colegii noștri de la CNSR Răpăția. Vrei să spui gratuit? De noi odată cu acest protest trimitem și o scrisoare deschisă Consiliului de Administrație în care noi zicem că în istoria de după privatizare și poate nici înainte Azomureș nu s-a confruntat cu sincome atât de grave în ce privește asigurarea fluxurilor necesare desfășurării activităților. Exemplu, lipsuri elementare, de echipamente de lucru, de protecție pentru oameni și utilaje, mănuși, lubrifiant, piese pentru mașini unelte, materiale de curățenie. Vă întreb salarii accidenti de sindicat din Azo, ați mai trăit așa ceva vreodată, ce se întâmplă acum? Fără o analiză a consecințelor. Azomureș fiind o firmă cu instalații care prezintă un risc înalt de pericol, orice mic de reglaj poate conduce la incidente sau accidente cu efecte catastrofale asupra întregului oraș. Știți unul recent, salariat Azomureș, știți unul recent așa de sâmbătă? Da! Da? Da, da, da! Da. Da, mai v-am mintit așa când v-ați dus și ați schimbat vanele că firma Terță le-a pus cu dopurile pe ele, v-am mintit? Da! Această firmă se fac, se vor externalizate. Dar ce ne doare cel mai mult, că externalizarea se face înaintea investițiilor. Știți toți, avem un program pe investiții până în 2015. Am fost la președintele Autorității de Mediu, a spus nici o zi nu o să fie după 31 decembrie. Unde este planul de investiție și de ce nu se face? Simțiți dumneavoastră la locurile de muncă că se fac investiții? Atunci de aceea ne aflăm aici, ca să nu fim ca cei de la Turda când s-a închis și au spus gata, nu mai este nimica. Le spunem, suntem